N-am compresor, așa că fac cu pompa de mână. Salutare, prieteni! Astăzi e ziua cea tristă în care trebuie să o sacrificăm pe steluța. Motivele le știți? Pentru că le-am mai menționat și în alte videouri. În principal pentru că nu mai poate să producă lapte, e foarte bătrână și foarte bătăușă. Atât de bătăușă încât nu le lasă pe eduțe sau pe celelalte capre să mănânce. Așa că în video de astăzi veți vedea cum mă descurc eu cu sacrificatul caprelor. E o capră mai bătrână, e prima dată când fac pastramă și să vedem ce o să iasă. Dar o să încerc o nouă metodă de jupuire a animalului, una pe care urmăritorii mei mi-au recomandat-o în comentarii și vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță o să fac și greșeli, cu siguranță nu o să fie cea mai exemplară jupuire sau sacrificare de animal, însă, fiind orășan mutat la țară, mă străduiesc să fac cât pot și cum pot de bine. Dacă aveți sfaturi pentru mine la finalul acestui video, le aștept în comentarii. Hai să ne apucăm de treabă. Am ridicat capra sus pentru că mie îmi place să lucrez cu ea agățată, ca și cu porcul de altfel. Și pentru următoarea etapă voi folosi acest dispozitiv modern, pompa. O să vedeți ce ușor să dă pielea jos de pe ea. O incizie mică în zona piciorului. Și vom introduce acest tub în acea incizie. Cred că am ridicat un pic cam sus și atunci voi încerca același lucru la piciorul din față. Pentru că teoretic e aceeași procedură. Un pic am trepat pielea, da. Da, da. Și veți vedea imediat ce frumos. Văd deja aerul cum merge pe ăsta la picior din față. Vreau să vă zic că eu sunt orășan, mutat la țară și, bine, tatăl românul, am avut bunici la țară, însă nu-i tătuna când faci tu o treabă cap-coadă sau când face altcineva și tu nu mă asiști. Dar nu-mi rușine cu mine, chiar dacă a fost destul de dificil la început. Acum pot să zic că, deși încă nu mă consider un expert în a jupui animale, consider că nu mai am emoții. Timpurile alea au trecut. Și despre capra asta vreau să vă zic că motivul pentru care o tăiem acum în primăvară și nu toamna, cum se taie capra de fapt, este faptul că noi am dat-o la montă în toamnă și am sperat că se va monta, dar umblând după atâta iarna și acum când toate caprele noastre sunt fătate, ea nu are nici un semnal că ar fi gestantă, pentru că noi ne doream tare mult în cotură de ieduți din ea, dar asta este. Trebuie să-ți faci calculele și să înaintezi. Nu poți lăsa lucrurile la voia lor.
toate sunt foarte scumpe și noi ținem caprele astea pentru lapte. Evident că folosind laptele lor, ele au o rentabilitate mai bună, deși cei mai mulți oameni se lasă de a crește animale. Și noi veniți de la oraș, ne-am apucat să le creștem. Sigur, unii sunt foarte, foarte împotriva acestui lucru și observ că și în România oamenii încep să fie pretențioși, să fie vegani, să fie, eu știu, vrem să trăim cum au trăit bunicii noștri și înaintașii noștri și să ne hrănim tradițional. Vrem să trăim cum au trăit bunicii noștri și înaintașii noștri și să ne hrănim tradițional. Asta presupune a crește animale și a sacrifica animale. Cui nu-i convine, locuim într-o țară liberă, fiecare poate mânca ce vrea, așa că nu ne legăm de nimeni. Și ar fi de bun simț și cei care au o părere diferită să țină cont că nu sunt cei mai importanți în lumea asta și chiar și ei s-ar putea să se înșele. Probabil că un măcelar profesionist era gata de mult. Dar cum vă ziceam, eu dacă nu sunt profesionist, îmi permit să pierd vremea pe ea. Acum eu m-am mădărit un pic. Am mai dat din cuțit. Capra asta e din 2017. Deci anul ăsta în toamnă, ba nu, anul ăsta în primăvară împlinește 6 ani. Nu știu ce fel de păstramă va ieși din ea, dar cu siguranță o să filmăm și păstramă și dacă nu o să ne placă nouă, o să vă spunem. Noi nu suntem de aceea să mințim numai așa de dragul că ne filmează cineva. Vom spune și vouă dacă nu ne-a plăcut. Dar e o carne pe care animalul s-o chinui să o facă și păcat de aia s-o aruncăm la câini. Cel puțin vom încerca. Ied a mai sacrificat. Și noi iedul îl consumăm la cuptor. Cu familia și păstrama, nu știu ce gust are. Sună bine. Un dezavantaj s-ar putea să fie faptul că e o stângace. Da, nu mă plâng nici de asta. Oameni buni, cam asta e treaba. În acest video vroiam să vă arăt doar modalitatea de jupuire a animalului cu pompa, pentru că eu am aflat-o din întâmplare și poate că sunt unii care vor afla și ei acest video tot din întâmplare. Va urma un video cu pastramă, să vedem ce de fel de pastramă ne iese și să vedem cât de bine ne-am descurcat mai departe. Că ies a mai jupuit, dar caprei pentru prima dată când vom degusta. Ce-ar fi bun o mânca? Da?
Noi, de obicei, ne punem, ne socotim, căutăm, ne informăm și ne-a ieșit. M-am uitat și la videourile altor youtuberi, cum e domnul Dan Paf, care, dacă se uită la acest video, o salut. Și alții, crescători mai cu vechime și oameni mai cu experiență. Noi suntem la început, nu ne rușine de ce facem, nu ne rușine de cum facem și ne străduim să facem cât de bine. Acum urmează să desfac pe partea asta. Nu mai filmez partea asta, dar vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Spuneți-mi dacă ați știut de varianta cu pompa sau cu compresorul și spuneți ce părere aveți de capra asta. Mie mi s-a părut destul de slabă, dar ceva carne are pe ea și o să vedem ce gust are carnea. M-am mai sfătuit cu unul și cu altul, inclusiv cu măcelar din Brăila, despre care să vă spun în video următor. Și am primit niște informații valoroase. Sperăm ca capra asta, chiar și așa bătrână, să fie bună de mâncat. Aștept să-mi scrieți părerile voastre în comentarii. Dați un like dacă v-a plăcut cât de cât ce ați văzut sau o distribuire. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă salut și ne vedem data viitoare. Hai, lupa!